Joe Biden a făcut gafe uriașe în timpul ultimului discurs privind ajutoarele acordate Ucrainei de către SUA. Președintele american a spus că Statele Unite s-au asigurat că Rusia are rachete și a remarcat rezistența Ungariei la invazia rusă. Biden a ținut un discurs de 16 minute la o fabrică din Alabama care produce rachete antitank. Înainte de atacul Rusiei, ne-am asigurat că Rusia are rachete Javelin și alte arme pentru a-și întări apărarea, astfel încât Ucraina să fie pregătită pentru orice situație, a spus Biden, potrivit New York Post. Totuși, din declarațiile lui Biden reiese că președintele american știa că Statele Unite ale Americii înarmează de fapt guvernul Ucrainei și nu Kremlinul, identificând corect națiunea beneficiară în anumite momente ale discursului, notează New York Post. Ulterior, Biden a mai făcut o gafă încurcând Ucraina cu Ungaria. Cu doar câteva zile în urmă, Wall Street Journal a citat un tânăr luptător maghiar care spunea: fără rachete Javelin ne-ar fi fost foarte greu să oprim inamicul să înainteze. Președintele american, care împlinește 80 de ani în acest an, și-a început discursul în mod ironic cu o glumă despre tendința sa de a gafa în declarații.